Hai noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Băieți, un episod în care vreau să vă zic clar că îmi deschid server. Cred că ați scris asta și în titlu, sper să o fi scris. Nu contează, dacă vreți să deschidem serverul cât mai repede, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Chiar sunt curios ce părere aveți. Vreau să vă zic că am început acest proiect luni și astea sunt acesta este progresul de luni seară, 2-3 ore, cred. Marți și miercuri. Astăzi este joi, aproape dimineață, când film dimineață, că abia am venit de la școală și mă grăbesc foarte tare. Așa arată registrul, eu zic că arată foarte bine, vă băgați pe aici parola. Deci vreau să vă zic că am terminat din server undeva la 5-10%, mai este foarte mult de muncă. Selectăm mail, e-mailul băgăm aici corect. Băieții, aveți în descriere un link de la un server de Discord unde, dacă aveți sugestii interesante pentru server și inedite, le lăsați acolo frumos, pentru că dacă îmi plac o să-i le zic scripterului. Scripterul este Edison, un băiat de nota 10, referral click. Stai să văd dacă merge fără referral, deși o să băgăm un sistem mișto de referral cu un pet pe omăr care îți oferă niște bonusuri. 17. Hai să vedem dacă de register merge fără referral. Merge, a rezolvat Edison. Welcome back, Răduc. Trebuie să băgăm aici foarte frumos parola. Ce parola mi-am pus? Că aș fi uitat de acum câteva secunde. Gata. Bun, acesta este spawn-ul. Prima oară m-am gândit să fac spawn-ul, adică eu când am vrut să-mi deschid prima oară server, am vrut să fac spawn-ul unde era spawn-ul actual de la Golpe, acolo la aeroport, tot pe LV, dar este bun și spawn-ul acesta, mi se pare super mișto, e aproape nordul LV-ului, oraș principal va fi LV, e-mails, ce e-mail-uri am? Ah, mi-am dat eu niște puncte premium. Bun, am făcut și un sistem de tutorial, încă nu e gata din câte știu eu, o să-l mai terminăm, deci vă dăm într-un virtual world, asta ca să evităm trollerii și alte chestii, o să dăm exam. Eu m-am gândit la mașina club la examen, eu zic că e o mașină mișto. Singura chestie aici e că te dă pe contraste, dar nu contează așa de mult pentru că ești în virtual world și pana mea nu știu dacă are vreo relevanță, dar nu contează. Bun, trebuie să terminăm cu DMV-ul, este foarte scurt. Cred că unul dintre voi o să ceară IP-ul, nu merge RPG pe un Brotherhood, stați calmi. Și dacă aveți sugestii, vă rog eu frumos să mi le lăsați în secțiunea de comentarii, dar nu-mi ziceți Crins RPG sau... Ziceți-mi și mie ceva frumos și unic. Am văzut că, adică știu că toți au blue, au black, culori, diamante, safire. Păi m-am gândit să pun Brotherhood, adică frăție, să fim ca frații pe server. O să muncesc foarte mult la regulament, deoarece vreau să fac un regulament total diferit de restul. Vreau să nu se sancționeze prost pe chat, să nu se sancționeze măta și chestii de genul. Deci am terminat ăla de DMV-ul și m-am dat direct pe un Fagio, care este un fel de fagiu la rent, putem să-l încuiem sau să-l descuiem pe tasta N, pornim motorul și acum ce zice, felicitări, ai primit licența de condus timp de 100 de ore, următorul pas este să-l faci, trebuie să cumpăr un telefon din 24x7, am pus aici lângă spawn, nu o să fie destul de ok, știu că ceva asemănător este și pe Ruby, deci intrați, aveți un coș de cumpărături, slash buy, vă cumpărați un telefon, o carte de telefon și niște credit și gata, apoi trebuie să mergem să ne luăm un skin. Asta e, să-mi dau admin, set admin, Răduc, hai să-mi dau 6 pe numă, lasă 7, e vorba de nume. Și acum scriem clothes și selectăm un skin. Bă, ăsta, eu când mă jucam pe Orange Bugged, pe ăsta, cu ăsta mă jucam, frate, era skinul meu preferat. Hai să descuiem troaca. Bun. Ce-mi place e că scrie aici ID 0, game mode-ul inițial a fost burned și e în proces de modificare. Acum trebuie să mergem să ne luăm un job pentru a termina tutorialul, o să mă duc la pizza, cred. Sau nu, hai să vă arăt fișul, după aia vă arăt și pizza. Acesta este fișul, aici va fi locația, o să facem o chestie mai specială cu puncte, cu conturile premium. Dacă aveți cont premium, la fiecare, hai să vă arăt, vă zic după aia. Bun, ai venit frumos la fiș, ai dat N să dai quit job, Y să iei jobul și te bagă într-un mic tutorial în care zice exact ce trebuie să faci, cum trebuie să faci și așa mai departe. Asta e doar la început, adică când vii să-ți iei jobul la tutorial. Așa e la toate joburile, dacă nu vreți să, adică nu știu dacă se poate da skip. Acest job nu are vehicule. M-am gândit la jobul pizza, să punem la skill 1
Fagio până la skill 3, Fagio ăla de pizza, după aia se pune un Wildfarer și după aia la skill 6 un BF sau ceva de genul ăsta. Bun, comanda work are un delay de 3 minute, work nu e work, e cu... Ah, a rămas orcul de la fiș de aici, da, v-am zis că încă nu e gata. Kill că bun, ci că nu ești în zona, da mă frate fiș. Ah, știu că de pe partea asta nu merge, trebuie să-i zic să mărească puțin range-ul, dar de pe partea asta parcă mergea. Da, așa e. E și o mică animație, ai luat freeze. Economia încă nu este stabilită, nu am făcut-o încă, mai este mult de muncă, băieți, v-am zis, abia 50% am terminat din server, mai este foarte mult de muncă, sincer, dar nu promit, aș vrea să deschid serverul pe 1 aprilie, și să nu fie o glumă, 5K, v-am zis, nu o să rămân așa câștigurile la joburi, în fine, mergem la un 24/7, îl vindem de aici, e clasic, și voiam să vă zic, hai la spawn, răduc, am înțeles. Bun, mi-am dat spawn, m-a dat puțin, acum o să meargă, da. Mici bug-uri care se vor rezolva. Avem aici la spawn un sistem de quests, da? Scriem my quest, de fapt get quest și acestea 21 de quest-uri sunt quest-urile săptămânale. Adică poți să-ți iei ce quest vrei tu în fiecare zi, dacă nu l-ai făcut deja. Gen, asta se resetează duminică seara sau luni dimineața, cred. Deci eu dacă azi vreau să-mi iau primele 3, mâine nu pot să-mi iau din nou primele 3, abia peste o săptămână pot să le iau din nou. Gen, m-am gândit că dacă azi am o oră liberă în care mă joc, sau hai să fac repede quest-urile astea mai ușoare și dacă mâine e weekend, hai să le fac pe alea grele. Eu zic că e un sistem destul de ok. Și la quest-uri o să primiți, dacă aveți cont premium, niște premium points, dar nu gen PP-uri, niște, nu știu, încă nu le-am dat nume, hai să zicem X points și o să facem un shop doar pentru cei cu cont premium și o să poți cumpăra un backpack, asta e momentan, la asta m-am gândit, în care poți prinde 2 pești la fish și 2 de 2 ori să faci farm, 2 saci cu făină. Eu zic că eu așa gândesc, dacă dai un bani, stai în față. Mă refer la contul premium sau o să fie și evenimente active pe server, o să fac și eu giveaway-uri cu puncte premium, donații nu o să fie deschise de la început pentru că nu vreau să fac ce au făcut cei de la Goldplay, nu mi s-a părut deloc ok, eu aveam foarte multe chestii, am înțeles că o să le primesc, că nu o să le primesc, nu vorbim despre asta. Scurt băi, de fapt nu foarte scurt, aproape 8 minute, asta am vrut să vă prezint în mare. O să fie orașele LS și LV și cam atât cred, ia stați, ce să vă mai arăt. Nu știu dacă shop-ul să vi-l arăt, oricum, asta se schimbă pentru că v-am zis ce gâmă era. Faction size, fără facțiunile puțin. Astea clasice, nu știu, sincer m-am gândit să scol LSPD și să las doar LVPD pentru că era așa principal. Și să nu mai fie LVPD, să fie Police Department și atât. Sloturi habar în câte o să pun, nu știu, vorbim mai multe chestii, cam atât cu acest video băieți, sper că v-a plăcut. Nu știu dacă mai am ce să vă mai arăt special, ce să mai băgat special, mă, băieți. Nu știu, chiar nu știu, kilometrajul nu o să rămână așa în niciun caz. Ăsta de aici cred că o să rămână așa pentru că îmi place cum arată, răduc cu ID-ul 0 acolo, alea. Regulamentul ăla, mi-e așa târșă să-l fac, mi-e foarte greu, trebuie să gândim foarte bine. Și nu știu dacă să-l fac singur, mai bine îl fac cu cineva împreună. Încă n-am ales niciun fucking admin. Singura persoană care m-a ajutat a fost un coleg de-al meu cu care am mai testat facțiuni, am mai dat parola la cineva, tot așa, s-au testat joburi, facțiuni. Ia, jobs, hai fără joburile. Aș vrea să bag ceva job nou. Forklift. Sunt astea clasice de pe Burned, doar că sunt puțin modificate. Am zis modificate. Bun. Hai să vă arăt aici, nu știu dacă ați văzut, cred că am pus o dată pe comunitate, se poate cumpăra jobul, băieții. Asta încă nu e de vânzare, am modificat eu din baza de date. Bun, tu cumperi jobul, o să fie de la level 15 sau de 20 plus, o să fie scoase la licitații, la fel și casele și bizurile. Tu cumperi jobul și ce câștigi tu? Tu câștigi între 3 și 5%, nu mai știu cât să pun, nu știu dacă să pun 3 sau 5, cred că 3% din producția bizului. Din producția jobului, nu a bizului. Deci, dacă Fanel prinde un pește de 10K, care înseamnă 10.000 de dolari, 10 asta înseamnă 1.000,
am împărțit la 3, cam 300 de dolari, tu o să iei pe peștele ăla prins de fanel de 10K și vândut, bineînțeles, tu o să iei 300 de dolari. Eu zic că e ceva wow, unicat, sincer, am mai văzut nicăieri, m-am gândit la idee, i-am zis lui Edison, imediat a pus-o și eu zic că e absolut genială, chiar n-am mai văzut nimeni să dețină joburile. Dacă ești tare în pelvis și chiar ai putere, ia-ți mă frate job, produ acolo banca lumea, păi ce naiba? Vă dați seama că cei cu cont premium o să facă mai mult farm și mai mult, cum se numește, fish. Și o să ziceți că bă, Radu, dar nu e corect, că aia cu cont premium o să fie mai șmecheri. Oarecum asta e și ideea, dar nu o să fie mai șmecheri la început, deci nu o să vă ia fața, pentru că nu o să deschidem donațiile de la început. Donațiile se vor deschide mult mai târziu și să nu ziceți că bă, server fantomă, o deschid server pentru donații. Nu frate, hai să ne să clarificăm treaba asta de la început. Eu, dacă eu să-mi scot investițiile pe care le-am investit, am să zic, dacă eu să scot banii pe care am investit, eu sunt mai mult decât mulțumit, cum ar fi să fiu pe zero. Nu vreau să mă îmbogățesc din asta, nu știu dacă te poți îmbogăți, tot ce vreau eu să fie un alt fel de server, cu un alt fel de regulament, să vă arăt că se poate așa. Nu vă mai zic, deja m-am lungit foarte, foarte mult, voiam să vă mai zic de admin, că o să fie niște reguli stricte la admin, că dacă nu o să fie activ, o să-i dau afară și așa mai departe, pentru că cererea de admin e foarte mare. Eu am fost Radu, sper că v-a plăcut, vă pup, fratele, pa!